Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o citire, o etalare pentru cei născuți în zodia Berbecului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec. Cam astea sunt cărțile pentru voi, pentru martie. O să vi le citesc imediat. După cum vedeți, aveți Oracle Cards and Support și Support. Cred că pentru unii dintre voi și de asemenea aveți și o schimbare de carieră în spatele unor cărți sau deasupra unor cărți. Cred că unii dintre voi lucrați într-un domeniu care necesită scriere, citire, editare, în fine. Trebuie să vă echilibrați energetic. Cred că ați acumulat foarte multă tensiune în acest domeniu, că aveți recomandare și să faceți yoga și sunteți într-un moment în care schimbați ceva foarte mult în carieră. Dar nu doar în carieră, pentru că orice schimbare, evident, se reflectă în toate aspectele vieții noastre și cred că această schimbare sau situație mai ciudată vă stresează oarecum. Și din acest motiv aveți nevoie de acest mesaj, că sunteți susținuți. Poate pentru unii dintre voi nu trebuie neapărat să lucrați în domeniul cărților, al editurilor sau să faceți yoga, dar există o schimbare în viața voastră, o schimbare foarte importantă, o simțiți, are loc și vă simțiți oarecum dezechilibrat și din acest motiv unii dintre voi căutați susținerea în cărțile de oracol și de tarot. Este posibil ca cineva, un cititor, cititoare în tarot, în oracole, să vă aducă această susținere de care aveți nevoie, eventual niște sfaturi, nu eventual să vă direcționeze, pentru că asta e foarte important, voi să descoperiți. Să vă arăt mai exact această carte. Ce înseamnă? Înseamnă că scopul vieții voastre vă susține cu adevărat. Deci, cu alte cuvinte, dacă sunteți într-o transformare, într-o schimbare, trebuie să vă găsiți, regăsiți adevăratul vostru scop în viață. Și asta, sau pentru a descoperi acest aspect al vieții voastre, vă recomand o hartă natală să vedeți unde e nodul nord și ce aspecte se mai întâmplă în harta voastră astrală, să aflați cu exactitate care e direcția vieții voastre, pentru că e foarte important. Adesea alegem cariere care sunt sugerate de familie sau de societate, că am face mai mulți bani, dar nu ne susțin, nu ne aduc fericire. Deci, repet, vă găsiți susținerea în cărțile de oracol de tarot. Cineva vă citește, vă dă un mesaj și vă asigură că sunteți susținuți, că veți găsi susținerea și în primul rând trebuie să vă găsiți susținerea în scopul vieții voastre. Sper că ați înțeles. Sunt mai multe mesaje în aceste etalări, după cum veți vedea. Pentru femei este recomandat să lucreze, am încercat să aflu acum de data aceasta, bine, pentru toată lumea, dar în mod special pentru femei este recomandat să lucrați cu chakra a șasea, cu ochiul al treilea ochi. Să învățați să vizualizați, o să vă explic eventual pe Facebook sau într-o notă sub înregistrare ce fel de afirmații, scurte afirmații să faceți pentru a învăța să vizualizați, pentru a vă deschide această capacitate. Și în momentul în care reușiți să vedeți în viitor, schimbările nu vor mai fi atât de stresante și de obositoare. Simt că pentru voi, berbeci, care sunteți semne cardinale, orice schimbare ar trebui îmbrățișată ca pe o provocare, dar uneori se întâmplă și nu este așa și din acest motiv aveți dureri de cap, dureri frontale și vă recomand să lucrați cu chakra a șasea. Nu eu, ci cărțile vă recomandă. Un alt mesaj pentru unii dintre voi, aveți acest leu, o hartă. Este o serie interesantă de cărți care sugerează diferite hărți. Unii dintre voi aveți de descoperit harta ce înseamnă. Este un ghidaj vizual, apropo de chakra 6, un ghidaj vizual vă ajută cum să călătoriți într-un spațiu dat.
Unii dintre voi aveți a face cu un leu. Unii dintre voi aveți de explora cultura belgiană. Unii dintre voi aveți de analizat, autoanalizat ego-ul vostru, că asta reprezintă casa, asta reprezintă leul, ego-ul. Poate natura voastră regală, poate creativitatea pentru unii dintre voi care simțiți nevoia să vă exprimați și în acest mod. Pentru că leul reprezintă casa 5-a a creativității. Și, pentru că văd mai jos un mare preot, cred că trebuie să... O parte dintre voi, deci vă luați mesajul separat. O parte dintre voi trebuie să explorați o hartă religioasă, cum să ajungeți la niște informații foarte importante. Unii dintre voi vreți să trimiteți sau veți primi un mesaj de la cineva născut în zodia leului. Și văd aici două cupluri. Poate sunt două familii care sunt separate, nu sunt împreună, unul în față, altul în spate. Acest mesaj îi ajută ori să se apropie, ori îi separe în cazul în care separarea e toxică, pentru că la un moment dat va apărea și un diavol. Sper că înțelegeți ce vă transmit. Un alt mesaj pentru un grup dintre voi, berbecuți. O parte din berbecuți. Aveți probleme cu justiția sau vi s-a făcut o injustiție, o nedreptate. Sau voi ați făcut altora, să nu săriți în sus, că știu că sunteți mai pasionali așa. Vi s-a făcut o nedreptate și trebuie să aduceți dreptatea în poziția normală. Că sunteți voi care ați făcut-o, că altcineva v-a făcut-o vouă, vă repet, vă rog, nu săriți în sus. Nu săriți în sus, că nu e cazul. Justiția în această carte, în poziția normală, sunt două aspecte, feminin și masculin, echilibrate, da? Jumate roșu, jumate albastru. După cum vedeți, aspectul masculin, partea voastră activă, nu vede, dar se exprimă și trebuie să exprime ceea ce intuiește, da? Are și o ușă, trebuie să-și deschidă inima ca să se conecteze la intuiție și să exprime ceea ce vede prin ochiul interior. Femeia, partea feminină, partea pasivă, este cea care vede, dar nu vorbește. În momentul în care bărbatul deschide inima și se exprimă ce intuiește, îi transmite părții feminine și care trebuie să asculte, nu să vorbească. Și în momentul în care ea ascultă, începe să vadă o nouă dimensiune, apropo de chakra a șasea, să vadă o nouă dimensiune, noi posibilități în viața ei sau în relație cu acest masculin, nu contează. Deci asta e o situație de echilibru. Dumneavoastră vă apărut în poziția aceasta și simt că partea masculină nu și-a deschis inima și nu a permis părții feminine să își extindă universul văzând mai bine pe această fereastră. Sper că mă înțelegeți, da? Partea masculină nu s-a conectat la intuiție. Și cred că mesajul este pentru o parte dintre voi, evident. Cred că trebuie să aveți acum... Astea sunt cărțile mele experimentale. Aveți Page of Air. Asta înseamnă valetul de spade. Trebuie să comunicați. Trebuie să comunicați de ce s-a întâmplat această injustiție, această nedreptate, acest dezechilibru, ce a provocat. Să exprimați în momentul în care veți exprima roata norocului, va începe să vă aducă niște schimbări în viață, schimbări majore. Și printre aceste schimbări majore, vă va ajuta în mod special pe cei care nu v-ați deschis emoțional, vă va ajuta să vă mai topiți un pic din gheața aceasta și să împărtășiți cu partenerul, partenera în mod special, o zonă emoțională mai puțin explorată. Acum, pentru alții,
Interesant este că și peștii au avut Wheel of Fortune, roata norocului, în aceeași poziție, dar în poziție inversă. Dacă aveți planete în pești, poate că mesajul se va completa. Este posibil ca, totuși, să primiți un mesaj în legătură cu o injustiție, poate în tribunal, care vi s-a făcut, dar acest mesaj să vă aducă noroc. Adică, e în poziție normală, roata norocului. Să vă aducă noroc și să vă liniștiți, să lăsați în spate o tensiune, tensiunea provocată de această injustiție. Mai există acest mesaj pentru câțiva dintre voi, posibil în luna martie, într-adevăr, să vă întâlniți cu persoana iubită sau să începeți o colaborare benefică cu cineva. Îndrăgostiții nu reprezintă doar noțiunea de a fi îndrăgostit, cât și o colaborare. Și văd asta și în alte cărți. Acum pentru bani, pentru că toată lumea mă întreabă de bani, nu toată lumea, majoritatea. Eu nu vreau să explorez zona asta foarte mult, pentru asta puteți să găsiți alți cititori în tarot, dar totuși mi-a apărut pentru... Uite, ia uite ce interesant, ce interesant, vedeți? Această imagine, această proiecție arată ca un ochi, nu? Arată ca un ochi. Cred că unii dintre voi trebuie să vă deschideți al treilea ochi. În fine, deci, referitor la bani. Unii chiar încheiați un ciclu de suferințe, de probleme. Probleme. 10 de inimă neagră este încheierea unei perioade de probleme financiare. Poate că nu s-a comunicat bine, au fost niște probleme la locul de muncă, dar îl încheiați și văd asta, că îl încheiați cu un valet de monede, ceea ce înseamnă un început de proiect, faceți primii pași într-o direcție care vă va aduce spor financiar și dacă mă uit și la capătul acestor cărți, aveți un rege de monede. Cred că veți putea ajunge în această poziție de stabilitate financiară după un timp, oricum această schimbare, să nu uităm că aveți și schimbare de